Am discutat și vom continua să discutăm și cu primarii Partidului Național Liberal. Sunt discuții tehnice, sunt alte 20 de puncte pe care urmează să le parcurgem în zilele următoare. Am convenit cu domnia sa și pe aceste subiecte. Ca atare vom agrea și cu primarii Partidului Național Liberal fiecare dintre aceste subiecte. Ați spus că veți avea și un proiect comun cu domnul Nicușor Dan, că i-a făcut o propunere. În ce constă această propunere, mai exact? Acest proiect comun urmează să fie lansat săptămâna viitoare și îl veți vedea atunci. Dar această susținere din partea lui Nicușor Dan este una asigurată, cel puțin astăzi va dat asigurarea domnului Nicușor Dan că vă va susține în campania pentru prezidențial. Aici va răspunde domnia sa. Ați luat o decizie pe cine susțineți, pe domnul Ciucă sau pe doamna Lasconi? V-am răspuns acum o oră la întrebarea asta. V-am răspuns acum o oră. Mai întâi să vedem răspunsurile pe cele 20 de puncte și după aceea mai discutăm. Eu aș vrea să întreb altceva în legătură cu referendumul. Pe termen lung, noastră poate sunteți bine intenționat. Aceste măsuri care vor fi luate pe termen lung, în cazul în care va veni un primar rău intenționat, cum vor afecta cetățenii din București? Mă refer aici la autorizații și la împărțirea banilor. Da, eu cred că bucureștenii sunt oameni inteligenți și vor alege un primar bine intenționat, indiferent de numele lui. Și celălalt argument este că așa funcționează toate capitalele din Europa care au subdiviziune administrativă. Domnule primar, pentru cetățenii Bucureștiului, puteți explica exact cum vă doriți să se împartă, să fie redistribuite taxele și impozitele locale de către Primăria Generală? În funcție de ce? Consiliul General va decide procentele, cum se împart. Explicați exact cum se vor împărți banii. E o chestiune foarte simplă. În loc ca Parlamentul, care nu are imaginea de detaliu a Bucureștiului, să spună dăm atât la sută la primărie, atât la sută la primărie de sector, această împărțire să o facă Consiliul General, care știe mai bine în funcție de nevoi care sunt reliefate prin proiectele cu care vin toate instituțiile din subordinea celor 7 primării. Și dacă vor apărea nemulțumiri, bineînțeles că pot fi primari care spun că nu au primit suficienți bani, poate că vor fi blocaje în Consiliu. Da, tot timpul. Asta e democrația. Tot timpul unii sunt mulțumiți și alții sunt nemulțumiți. Întrebarea este cine poate să ia decizia mai corectă. Mai aproape de... Poate crea un sistem care să ajute și primările de sector. Dacă se ajunge la această realitate a transferului unor taxe către Primăria Capitalei, dacă Primăria Capitalei pe viitor va avea un excedent de fonduri, poate la rândul ei să ajute primările de sector pentru a satisface eventualele nevoi la nivel local? Evident că nu se pune problema ca niște atribuții pe care le au primările de sector să nu fie acoperite cu bani. Întrebarea este care e proporția corectă între aceste necesități. Proporția corectă pe de o parte și delimitarea unor atribuții care în momentul de față se suprapun. Am văzut ce s-a întâmplat și zilele acestea cu planșeul. Cred că este foarte important ca din momentul în care avem acest referendum votat de către cetățenii capitalei să existe foarte clar din punct de vedere procedural, tehnic, modalitatea în care se va face această repartiție. Ea există în acest moment. Cred că este vorba doar de ajustare în interior a procentelor care vor fi alocate. Va susține momentul de față PNL doar punctual pe primarul general sau, așa cum ați anunțat, majoritatea de centru-dreapta va deveni realitate după preluarea atribuțiilor de către noi consilieri liberali și vor susține aproape necondiționat acțiunile domnului primar general? Noi am discutat foarte clar pe proiectul de centru-dreapta, astfel încât să susținem aceste proiecte, pentru că ele se încadrează într-o viziune și într-o perspectivă pe care cetățenii din București o așteaptă de la autoritățile locale. Nu este vorba doar de o colaborare punctuală. Dacă îmi permiteți, domnule primar, vă așteptați să existe o poziție din partea primarilor PSD și PNL în legătură cu chestiunea autorizației de construcție? Pentru că tema pe care o propuneți, practic, dumneavoastră, ar face ca autorizația de construcție pe teritoriul întregii capitale să fie exclusiv la Primăria Capitalei. Da. Din nou, așa cum am răspuns și pe chestiunea banilor, așa se întâmplă în toate capitalele europene. Acum, în care există subdiviziuni. Cu siguranță o opoziție din partea primarilor PSD și PNL. Bineînțeles, dar și eu și ei suntem aleși de cetățeni și ca să le satisfacem interesele cetățenilor. Și atunci e logic ca cetățenii să se pronunțe cine cred ei că e mai îndreptățit să o facă. Aici este o chestiune care ține de realitate și trebuie să recunoaștem că în momentul de față sunt puține autorități locale în țară care asigură avizele în 30 de zile. În general sunt o medie de 4 luni, de 3 luni, în unele cazuri a urcat și la 7 luni, ceea ce a dus câteodată inclusiv la pierderea proiectelor și la pierderea banilor europeni. De aceea este vorba de o soluție care să rezolve capacitatea administrativă pentru acordarea acestor avize. În vedere situația de la Planșeu, am văzut poziția dumneavoastră exprimată pe rețelele de socializare. Considerați că PNL a greșit când i-a susținut pe Daniel Băluță și pe Robert Negoiță? Nu cred că trebuie să legăm o susținere de o susținere trecută din trecut de un subiect de actualitate. Ca atare, în momentul de față... Scandalul Planșeului e de mult. Nu, dar nu vorbeam de subiectul Planșeului și de faptul că la alegerile locale a existat o listă comună la cele două primării. Motiv pentru care m-am exprimat cât se poate de clar vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat luni. Este inadmisibil și consider că în continuare trebuie să avem respectate toate prevederile legale și procedurale, astfel încât o astfel de investiție, vorbim de o investiție de 800 de milioane de lei. Nu ne jucăm cu astfel de... Domnule președinte, spuneați în trecut că l-ați fi votat pe Nicușor Dan dacă ați fi avut buletin de București. Regretați că PNL nu l-a susținut pe Nicușor Dan la alegerile locale? În acest moment, regretele sunt tardive. Trebuie să privim în viitor. Ca să privim în discuție cu domnul Predoiu, avea poliția cum să intervină în cazul conflictului între poliția de la sector? Ar fi avut atribuții legal? Am discutat cu domnul Predoiu și am cerut să vină cu o soluție astfel încât să se rezolve această... Nu a venit încă, urmează să vină, pentru că trebuie foarte clar delimitate responsabilitățile și atribuțiile fiecărei instituții în parte. Deci se va veni cu un proiect de lege? Poliția Națională nu era obligată să respecte o dispoziție emisă de primarul general? Din ce mi-a spus domnul ministru, rezulta foarte clar că vorbim de două acte administrative, fiecare în conținutul său, având prevederi care se încadrau în respectarea anumitor prevederi legale, motiv pentru care poliția în sine, fără o decizie în instanță, nu putea să anuleze de la sine unul... Domnule Nicușor, dacă veți face plângere penală legată de dreptul de proprietate, mă rog, legată de procedura care a fost destul de neclară, am avut date eronate, nu se știa clar cine este proprietarul, am avut acea chestiune cu apele române? Da, în primul rând, așa cum am comunicat puțin mai devreme pe rețele sociale, ieri și azi s-au rectificat cărțile funciare, adică s-a reparat acea eroare și din momentul ăsta e absolut clar că Primăria Capitalei este, adică acele terenuri, Parcul Unirii și străzile din jurul lui, fac parte din domeniul public al municipiului București, așa cum fac parte de la 1910, cel puțin, când avem titlul de proprietate. Da, stați puțin, stați puțin. Deci asta s-a clarificat. Parcul Unirii și străzile din jurul Parcului Unirii aparțin municipiului București, făcând parte din domeniul public al municipiului București. Acum noi avem 4 instituții care au greșit. Avem Oficiul de Cadastru, avem Apele Române, avem Primăria Sectorului 3 și avem Primăria Sectorului 4. Nu poți, chiar să spunem că cei de la Oficiul de Cadastru au greșit, nu poți să te faci, când ești Apele Române, nu poți să te faci că nu vezi că tu deodată ai în administrare semafoare, drumuri, parcuri, băncuțe, ceea ce n-ai avut niciodată. Da? Deci, în mod evident, e o culpă la Apele Române, în mod evident, e o culpă la Primăria Sectorului 3, care ar fi trebuit să vadă același lucru, în mod evident, e o culpă la Primăria Sectorului 4, deci, care ar fi trebuit să... Deci, plângere penală în momentul de față? De la Inspectoratul de Stat în Construcții, care le-a recomandat să ia autorizația de la Primăria Sectorului 3. Bun, asta e o altă chestiune. Deci, sunt două chestiuni. Una este proprietatea, alta este competența de autorizare. Inspectoratul de Stat în Construcție a emis multe acte hazli de-a lungul timpului și tocmai unul din cele 20 de puncte este o reformă profundă a Inspectoratului de Stat în Construcție. Păi, da, și atunci ce face? Instituții, tocmai asta vă întreba colegul nostru. Pentru că a avut un scandal care putea fi prevenit dacă... Din păcate, și e greu să ca din poziția asta să spun lucrul ăsta, din păcate, multe demersuri pe care noi le-am făcut la organele de cercetare penală nu s-au finalizat niciodată. Bineînțeles, dacă vom considera că există elemente și pare că există elemente de natură penală în aceste acțiuni, vom sesiza organul de cercetare penală, dar nu avem mare așteptări. Domnule Ciucă, este Nicușor Dan omul care poate uni dreapta înainte de alegeri? Suntem împreună și cred că împreună putem să unim dreapta. Bun. Și cum va face această unire a dreptei? Pentru că mai avem foarte puțin timp și sunt mai mulți candidați pe zona de dreapta la prezidențiale înainte de... Convingându-i pe alegători că există în momentul de față un singur partid relevant pe centrul dreapta, care poate cu adevărat să intre în competiție reală cu Partidul Social-Democrat și să câștige. Nicolae Ciucă și Nicușor Dan în Parlament, acolo unde Nicușor Dan s-a dus de altfel să ceară sprijinul liderului liberalilor în ceea ce privește referendumul pe care vrea să îl facă